Mare Achie de la Bruxelles, vicepresubliniere din Parlamentului European, acuzații grave legate de motivele pentru care Iohannis trimite legile justiciei la CCR. Vicepresubliniere din Parlamentului European, Ion Mircea Pascu, a lansat o serie de acuzații la adresa presubliniere-dintelui Klaus Iohannis, după anuncul făcut de subliniere-ful statului privind trimiterea pachetului legilor justiciei la Curtea Constituțională, sublinierei sesizarea Comisiei de la Veneția. Eu cred că, din amestecul întrebările CCR de astăzi, asta se cheamă cumva tot respectarea independentei justiției, important nu este îndemnul să judece chibzuit complet superflu, deoarece toate deciziile CCR sunt bine cumpnite, cât cel să nu se gerâmpească, ca să se câtige cât mai mult timp până la aplicarea legilor, a ceror miza par să fie cele 2000 la 3000 de dosare de magistrai, care ar trebui astfel să treacă de la dna la noua structură. A scris Pascu, europarlamentar PSD, pe Facebook.